Salutare și bine v-am găsit! Vom rezolva următoarea variantă propusă pentru pregătirea examenului de BAC, profil Mate Info. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem subiectul întâi roman. Ce exerciții întâlnim? La primul punct avem un număr complex, z egal cu 1 minus 2i, și va trebui să arătăm că z la a doua minus 2z plus 5 este egal cu 0. Haideți să-l înlocuim pe z. Noi știm că z este 1 minus 2i și va trebui să arătăm că z la a doua minus 2z plus 5 este egal cu 0. Și acum, în loc de z la a doua, vom înlocui 1 minus 2i la puterea a doua minus 2 ori z, adică 2 ori 1 minus 2i și plus 5. 1 minus 2i. Deci aici vom folosi a minus b totul la puterea a doua, care va fi a la a doua minus 2ab și plus b la a doua. Este o formulă foarte importantă pe care trebuie să o știm și dacă aici am fi avut plus, a plus b, aici la primul semn ar fi fost tot plus. Iar la numere complexe trebuie să mai știm că i la a doua este egal cu minus 1. Haideți să revenim la exercițiu și vom face 1 minus 2i la a doua. Va fi 1 la a doua minus 2 ori 1 ori 2i și plus 2i totul la a doua. Și continuăm cu minus 2, înmulțit cu paranteza, înmulțim 2 cu fiecare termen. 2 ori 1 este 2 și atenție, minus cu minus va face plus 4i și plus 5. 1 la a doua va face 1 minus 4i plus 2i totul la a doua va fi 4 ori i la puterea a doua. Și acum continuăm cu minus 2 plus 4i și plus 5. Singurul lucru pe care mai putem să rezolvăm înainte să facem calculele este acest i la a doua care îl vom scrie ca fiind minus 1. Dar observăm că se reduce minus 4i cu plus 4i și haideți să vedem și termenii liberi, 1 minus 2 plus 5 va face minus 1 plus 5, adică 4 și plus 4 ori i la a doua, adică ori minus 1, 4 minus 4 ne va da 0. Deci am demonstrat că această expresie este 0. Trecem la exercițiul 2. Determinați numerele reale a și b, pentru care graficele funcțiilor f de x și g de x se intersectează în punctul M de coordonate 2 și 8. Păi noi le avem pe acest f de x, care este 2x plus a, și g de x, care este bx plus 2. Și aceste două grafice se intersectează în punctul M de coordonate 2 și 8. Deci înseamnă că acest punct aparține ambelor grafice. Și un punct să aparțină unui grafic, adică M de coordonate 2 și 8 să aparțină graficului funcției F, prima dată luăm, dacă și numai dacă F de 2 egal cu 8. Deci F de 2 egal cu 8. Și atunci în acest F de X vom face F de 2 și vom avea 2 ori 2 este 4 plus A egal cu 8. Și de aici rezultă că A va fi 8 minus 4, adică 4. Și l-am aflat pe A. Și acum, M de coordonate 2 și 8 aparține și graficului funcției G. Dacă și numai dacă e G de 2 egal cu 8. Și acum în G de X îl înlocuim pe X cu 2 și vom avea B ori 2, adică 2B plus 2 egal cu 8. Și de aici rezultă că 2B va fi 8 minus 2, 6, deci rezultă că B ne-a dat 3. Deci noi am aflat pe A ca fiind 4 și BB 3. Deci am folosit condiția ca un punct să aparțină graficului unei funcții. Iar dacă două funcții se intersectează într-un punct, atunci noi am pus condiția că acel punct aparține fiecărui grafic. La exercițiul 3 avem o ecuație cu logaritm, adică logaritm în baza 3 din 4x plus 5 este egal cu 1 plus
logaritmul baza 3 din x plus 3. Prima dată vom pune condițiile de existență. Adică 4x plus 5 să fie mai mare decât 0. Asta înseamnă 4x mai mare decât minus 5, deci x va fi mai mare decât minus 5 pe 4. Asta înseamnă că x va trebui să aparțină de la minus 5 pe 4 până la plus infinit. Și mai avem aici la x plus 3 mai mare decât 0. Deci de aici rezultă că x va fi mai mare decât minus 3, deci x va aparține de la minus 3 la plus infinit. Și având două intervale, deci ca și x final, x va trebui să aparțină de la minus 5 la 4 la plus infinit. Pe acest 1 va trebui să-l scriem și pe el ca logaritm în baza 3. Iar un număr, deci 1, îl putem scrie ca logaritm în baza 3 din 3, pentru că logaritm în baza 3 din 3 ne va da 1. Și vom avea logaritmul baza 3 din 4x plus 5 egal cu logaritmul baza 3 din 3 plus logaritmul baza 3 din x plus 3. În partea stângă lăsăm la fel, logaritmul baza 3 din 4x plus 5 va fi egal cu, aici avem logaritmul baza 3 plus un alt logaritmul baza 3, înseamnă că se înmulțesc. Logaritmul baza 3 din 3 pe lângă x plus 3. Și acum, avem logaritmul baza 3 egal cu logaritmul baza 3, înseamnă că ce avem în fața logaritmilor vom egala. 4x plus 5 egal cu 3 pe lângă x plus 3. Asta înseamnă 4x plus 5 egal cu 3x plus 9. Îl trecem pe x în partea stângă cu semn schimbat și termenul din partea stângă îl trecem în partea dreaptă cu semn schimbat. 4x minus 3x va fi egal cu 9 minus 5. 4x minus 3x ne va da x egal cu 4, soluție care ne convine și putem să scriem ca soluție finală s este 4. Problema 4. Calculați probabilitatea ca legând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă cifrele pare. Deci numerele de două cifre încep de la 10 și merg până la 99. Deci vom avea 90 de numere din care va trebui să alegem. Și acum, noi va trebui să alegem numere naturale de două cifre cu cifrele pare. Deci prima cifră poate să înceapă cu 2. Deci prima cifră poate să fie 2, 4, 6 și 8. Deci avem 4 posibilități. Iar a doua cifră poate să fie 0, 2, 4, 6 și 8. Adică sunt 5 posibilități. Și atunci vom avea 4 ori 5 posibilități, asta înseamnă 20 de numere. Pentru că dacă dăm un exemplu, de exemplu, prima cifră se înceapă cu 2, vom avea 20, 22, 24, 26, 28. Prima cifră începe cu 4, din nou 40, 42, 44, 46, 48. Și așa mai departe, vom obține 20 de numere. Iar acum probabilitatea, numărul cazurilor favorabile, adică 20 de cazuri am găsit, supra numărul total, supra 90. Simplificăm 0 și vom obține probabilitatea ca fiind 2 pe 9. Mergem la problema 5. În reperul cartezian se consideră punctele A de coordonate 2 și 2, B de coordonate 4 și 1 și C de coordonate 0 și 8. Determinați lungimea segmentului CM știind că M este simetricul punctului A față de B. Deci noi va trebui să-l determinăm pe CM. M-ul este necunoscută. Va fi XM, de coordonate XM și YM. Și noi va trebui să-l aflăm în final pe CM, lungimea unui segment. Și ce înseamnă M, simetricul punctului A față de punctul B. Deci de aici rezultă că B este
mijlocul lui AM. Dacă, dacă este să desenăm un segment AM, la mijloc este B. Asta înseamnă că M este simetricul punctului A față de punctul B, deci se află la distanțe egale. Deci, noi am aflat că B este mijlocul lui AM. Și atunci, coordonatele mijlocului unui segment, deci B, va fi de coordonate XA plus XM supra 2 și YA plus YM supra 2. Asta înseamnă că un punct se află la mijlocul unui segment. Și acum, B va fi de coordonate X-ului A este 2 plus X-ului M este necunoscută, XM totul supra 2. Y-ului A este tot 2 plus Y-ului M nu-l avem, este 2. Dar noi avem punctul B care este de coordonate 4 și 1. Și atunci de aici rezultă că 2 plus XM supra 2 îl egalăm cu 4 și îl aflăm pe X-ului M. Înmulțim cu 2 ca să scăpăm de acest numitor. Și vom avea 2 plus XM egal cu 8. Și de aici rezultă că XM este 6. Deci am aflat coordonata X a lui M. Și acum egalăm 2 plus YM supra 2 egal cu 1. Mulțim din nou cu 2 pentru a scăpa de numitor și vom avea 2 plus YM egal cu 2. Și de aici rezultă că YM va fi 0. Deci noi am obținut M de coordonate 6 și 0. Și va trebui să aflăm lungimea segmentului CM. Iar C este de coordonate 0 și 8. Iar CM va fi egal cu XM minus XC la puterea 2 plus YM minus YC totul la puterea 2. X-ului M este 6 minus X-ului C este 0 la puterea 2 plus Y-ului M este 0 minus 8 la puterea a 2. Și vom obține radical din 6 la 2 ne dă 36 plus minus 8 la 2 ne dă 64. Deci vom avea radical din 100 și ne-a dat 10. Deci lungimea segmentului CM este 10. Iar acum problema 6. Avem un paralelogram ABCD căruia trebuie să-i calculăm area știind că AB este 6, AC este 10 și măsura unghiului BAC este pi pe 6. Haideți să vedem. Avem un paralelogram, îl vom nota ABCD, mai știm AC, deci trebuie să ducem și diagonala, AC este 10, măsura unghiului BAC, deci acest unghi este pi pe 6, adică 180 împărțit la 6 înseamnă 30 de grade și mai știm ca pe AB ca fiind 6. Și noi observăm că putem afla area acestui triunghi, dar area lui ABCD putem să scriem că și area acestui triunghi este tot egală. Deci aceste două arii sunt egale. Și atunci noi putem scrie că area lui ABCD este de două ori area triunghiului ABC. Pentru că în ABC putem afla cu ușurință area lui ABC, pentru că avem două laturi și unghiul cuprins între ele. Și atunci noi vom putea scrie că este AC ori AB ori sinus de pi pe 6 totul supra 2. Și atunci vom putea scrie AC este 10 ori AB 6 ori 1 pe 2, sinus de 30 de grade este 1 pe 2, totul pe 2. 6 cu 2 se reduce, aici rămâne 3, rămâne 30 supra 2, ne dă 15 și acum în final area lui ABCD, am zis că este de 2 ori area triunghiului ABC, adică 2 ori 15 și am obținut ca fiind 30 area paralelogramului ABCD. Mergem la subiectul 2 roman. Avem o matrice MDA și un sistem de ecuații cu parametru real A. La primul punct va trebui să determinăm
să arătăm că determinant de m de minus 1 este 0. Păi noi știm că m de a este 1, 1, 1, a plus 1, minus 1, 1, 1, 1 și minus a. Și acum, m de minus 1. Asta înseamnă că unde avem a, îl vom înlocui cu minus 1. Prima linie o scriem la fel, 1, 1, 1. Apoi aici avem a plus 1, adică minus 1 plus 1 este 0. Apoi rămâne minus 1, 1, 1, 1. Și aici avem minus a, minus 1, minus minusul din față ne va da cu plus 1. Și acum va trebui să-i facem determinantul lui m de minus 1. Adică determinant de m de minus 1. Scriem în felul următor, întrebare. Și acum, la rezolvarea determinantului, fie aplicăm regula triunghiului, fie regula lui Sarrus. Adică copiem jos primele două linii. Haideți să facem Sarrus. 1, 1, 1, 0, minus 1, 1. Și acum, vom face mulțirea diagonalei principale ale elementelor de pe diagonala principală, iar apoi elementele care se formează sub diagonala principală. Și vom avea 1 ori minus 1 ori 1 plus 0 ori 1 ori 1 și plus 1 ori 1 ori 1. Și acum ne întoarcem la diagonala secundară. Și acum diagonalele care se formează sub diagonala secundară. Atenție, diagonala secundară are semnul minus. Minus 1 ori minus 1 ori 1. Minus 1 ori 1 ori 1 și minus 1 ori 1 ori 0. Facem calculele, minus 1 plus 0 plus 1 plus 1, minus 1 și minus 0. 1 cu 1 se simplifică și mai avem minus 1 plus 1, care din nou se simplifică și ne-a rămas 0. Mergem la punctul B. Determinați numerele reale A pentru care determinant de M de A este 0. Acum va trebui să-i facem determinantul matricei M de A. Determinant de M de A, adică elementele matricei A, le punem întrebare și vom avea 1, 1, 1, A plus 1, minus 1, 1, 1, 1 și minus A. Din nou, fie regula triunghiului, fie Sarrus. O să fac Sarrus pentru că observați mai ușor cum fac calculele. Deci am copiat primele două linii jos și acum înmulțim pe diagonala principală și diagonalele care se formează sub diagonala principală. Și haideți să vedem, avem 1 ori minus 1 ori minus a plus a plus 1 ori 1 ori 1 și plus 1 ori 1 ori 1. Și acum trecem la diagonala secundară cu minus. Și vom avea 1 ori minus 1 ori 1, minus 1 ori 1 ori 1 și minus, minus a ori 1 ori a plus 1. Atenție la calcule. 1 ori minus 1 ori minus a ne va da a plus a plus 1 plus 1. Plus 1, minus 1 și aici va fi plus. Deci avem odată minus cu minus este plus și acum mulțim pe A cu paranteza. A la a doua plus A. Haideți să vedem, se simplifică 1 cu minus 1 și vom avea A la a doua și avem un A plus un A și încă un A plus 3A și ne mai rămâne 1 plus 1, adică plus 2. Și acum noi va trebui să determinăm numerele reale A pentru care determinantul de M de A este 0. Adică soluția care am obținut-o este a la a doua plus 3a plus 2 și egalăm cu 0. Vom face delta b la a doua minus 4ac, adică 9 minus 4 ori 1 ori 2. 9 minus 8 ne dă 1 și acum vom face a 1 2 minus b, adică minus 3 plus sau minus radical din delta, radical din 1, supra 2 ori a, adică 2 ori 1. Minus 3 plus sau minus 1 supra 2.
Și de aici cele două rădăcini, A1 este minus 3 plus 1 supra 2, adică minus 2 pe 2 și ne-a dat minus 1. Și A2 va fi minus 3 minus 1 supra 2, adică minus 4 supra 2, ne-a dat minus 2. Și am obținut două soluții ca fiind minus 2 și minus 1. Și la punctul C, determinați numerele reale A, știind că sistemul are soluția unică x0, y0, z0 și mai avem că 2x0 plus y0 ori z0 este 0. Noi am obținut că la punctul B, determinant, deci conform punctului B, am obținut că determinantul matricei atașate sistemului, deci matricea rămâne M de A. Avem determinantul și matricea este 1, 1, 1, A plus 1, minus 1, 1, 1, 1 și minus A, M de A. Și conform punctului B, determinantul matricei M de A ne-a dat A la 2 plus 3A plus 2. Și acum, sistemul are soluție unică dacă și numai dacă determinantul lui M de A este diferit de 0. Asta înseamnă că soluțiile lui determinantului, deci avem A la 3A plus 3A plus 2, să fie diferit de 0, dacă și numai dacă A, soluția ecuației, A aparține lui R mai puțin acele două valori pe care le-am aflat, ca fiind minus 1 și 2. Deci doar pentru aceste valori, sistemul are soluție unică. Deci avem un X0, un Y0 și un Z0. Și atunci noi vom putea rezolva sistemul prin metoda lui Cramer, având soluție unică. Și haideți să facem. Delta X prin Cramer înseamnă că prima linie se înlocuiește cu soluțiile 2, 0 și 1, cu rezultatele. Și apoi vom continua cu 1, minus 1, 1, 1, 1 și minus A. Deci vom pune elementele matricei. Și haideți să rezolvăm dacă facem cu triunghi. 2 ori minus 1 ori minus A plus 1 ori 1 ori 1 și plus 0 ori 1 ori 1. Am rezolvat cu regula triunghiului de data aceasta și acum facem minus diagonala secundară minus 1 ori minus 1 ori 1 minus, facem primul triunghi, 1 ori 1 ori 2 și minus minus A ori 0 ori 1. Și haideți să vedem ce obținem. Vom obține 2A plus 1 plus 0. Aici vine plus 1 minus 2 și plus 0, deci nu mai punem aici. Ultimul, deci am obținut ca fiind 2A, pentru că 1 cu 1 face 2 și cu minus 2 se reduc. Deci am obținut delta X ca fiind 2A. Și atunci X-ul este delta X supra determinantului M de A, cum l-am numit noi la început. Va fi 2A supra, deci noi putem să scriem această ecuație ca fiind A plus 1 pe lângă A plus 2, pentru că are soluțiile minus 2 și minus 1. Și l-am obținut pe X. Acum, delta Y, prima coloană, a doua coloană se înlocuiește cu rezultatele sistemului și apoi continuăm cu 1, 1 și minus A. Și din nou, haideți tot cu regula triunghiului, 1 ori 0 ori minus A. Acum avem plus 2 ori 1 ori 1 și plus A plus 1 ori 1 ori 1. Mergem pe diagonala secundară. Minus 1 ori 0 ori 1, minus 1 ori 1 ori 1. Și apoi minus, minus A ori 2 ori A plus 1. Atenție să nu greșim la semne.
primul este 0 plus 2 plus a plus 1, apoi vine minus 0 minus 1 și aici minus cu minus va face plus 2a mulțit cu paranteza 2a la a doua și plus 2a. Deci obținem 2a la a doua, 1 cu minus 1 se reduce, apoi avem plus 2a, da, aici mai avem un a și plus 2a, adică plus 3a și plus 2. Și atunci îl putem scrie pe y ca fiind delta y supra delta. Și asta înseamnă 2a la a doua plus 3a plus 2, totul supra a plus 1 pe lângă a plus 2. Adică delta, aici scriem determinant de m de a, cum a fost definit la început. Și acum mergem să-l aflăm pe delta z. Primele două coloane le scriem la fel. 1, a plus 1, 1, 1, minus 1, 1 și ultima coloană o înlocuim cu rezultatele. Și acum din nou, 1 ori minus 1 ori 1 plus a plus 1 ori 1 ori 2 și plus ultimul triunghi 1 ori 1 ori 0 minus diagonala secundară 2 ori minus 1 ori 1 minus 1 ori 0 ori 1 și minus 1 ori a plus 1 ori 1. Asta înseamnă minus 1 plus 2a plus 2 plus 0. Aici vom avea plus 2 minus 0 și minus a plus minus 1. Minus a minus 1. Și acum, haideți să facem calculele. Avem 2a minus a va fi a. Și aici minus 1. Avem 2 plus 2, care este 4, minus 1, 3, minus 1, plus 2. Deci ne rămâne a plus 2. Deci z va fi delta z supra determinantului m de a, care ne-a dat a plus 2 supra a plus 1 pe lângă a plus 2. Simplificăm a plus 2 cu a plus 2 și ne rămâne 1 supra a plus 1. Și l-am aflat pe z, pe y și pe x. Și acum mai avem relația pe care trebuie să o verificăm, adică 2x0 plus y0 ori z0 egal cu 0. Ca să-l aflăm pe a. Deci noi voi mai scrie aici 2 ori x0 plus y0 ori z0 egal cu 0. Și acum, haideți să facem 2 ori x, adică 2 ori 2a supra a plus 1 pe lângă a plus 2 și plus y0 și ori z0. 2a la a doua plus 3a plus 2, totul supra a plus 1 pe lângă a plus 2 și ori 1 supra a plus 1 egal cu 0. Haideți să facem această mulțire, mulțirile. Vom avea 4a supra a plus 1 pe lângă a plus 2 și plus 2a la a doua plus 3a plus 2, totul supra a plus 1 la puterea a doua pe lângă a plus 2, egal cu 0. Acum, haideți să aducem. Numitorul comun este a plus 1 la puterea a doua pe lângă a plus 2. Și prima fracție va mai trebui să o amplificăm a plus 1. Și vom avea 4a pe lângă a plus 1 plus 2a la a doua plus 3a plus 2, totul supra a plus 1 la puterea a doua pe lângă a plus 2, egal cu 0. Și atunci numitorul nu-l mai punem pentru că fracția o egalăm cu 0 și vom avea 4a la a doua plus 4a plus 2a la a doua plus 3a plus 2 egal cu 0. Haideți să ordonăm. 4a la a doua plus 2a la a doua ne dă 6a la a doua. Apoi avem 4a plus 3a ne dă plus 7a
și plus 2 egal cu 0. Va trebui să facem delta acestei ecuații, care este b la a doua, 7 la a doua minus 4 ori 6 ori 2. Va fi 49 minus 46 este 24 ori 2, 48. Adică delta ne-a dat 1. Și acum rădăcinile a 1, 2 va fi minus b minus 7 plus sau minus radical din delta, care este 1 supra 2 ori a supra 12. A1 va fi minus 7 plus 1 supra 12 minus 6 supra 12. Simplificăm, ne dă minus 1 supra 2. Și A2 va fi minus 7 minus 1 supra 12, adică minus 8 pe 12 minus 2 supra 3. Și am obținut cele două soluții. Adică A1 este minus 1 pe 2 și A2 va fi minus 2 supra 3. Trecem la următorul exercițiu, subiectul cu legea de compoziție și avem o lege asociativă X steluță Y, iar la primul punct va trebui să demonstrăm că X steluță Y este egal cu 1 supra 10 pe lângă X minus 10 pe lângă Y minus 10 plus 10. Noi pornim de la legea inițială. X steluță Y este 1 supra 10 XY minus X plus Y și plus 20. Și haideți să lucrăm la această lege. Prima dată voi desface parantezele și voi avea 1 supra 10 XY minus X minus Y și plus 20. Și acum ne uităm la legea pe care trebuie să, la forma la care trebuie să ajungem. Și observăm ultimul termen, care este acest plus 10. Și noi aici, ca ultimul termen, avem plus 20. Și acest termen îl vom descompune în plus 10 plus 10. Și vom face în felul următor. Scriem totul la fel, 1 supra 10 xy minus x minus y. Și acum în loc de 20, plus 10 și plus 10. Pentru că ultimul 10 trebuie să rămână. Și acum grupăm primii doi factori și următorii doi factori. Și vom da factor. Oarecum factor forțat dăm aici și vom da 1 pe 10 x din primii doi termeni și rămâne y minus 10. Pentru că dacă noi vom înmulți 10 ori 1 pe 10 x, 10 cu 10 se simplifică și rămâne x. Din următorii doi termeni dăm doar un minus factor comun și vom avea y minus 10 și plus 10. Și acum observăm paranteza comună pe care o dăm factor comun, y minus 10, și mai rămâne 1 pe 10 x. Și din a doua paranteză rămâne un 1, plus 10. Dar noi trebuie să ajungem la 1 pe 10 pe lângă x minus 10 pe lângă y minus 10 plus 10. Și atunci, din paranteza aceasta, mai dăm un 1 pe 10 factor comun forțat. 1 pe 10 și mai rămâne x minus 10. Ca să ne rămână acest 1, observăm că 10 cu 10 se simplifică și atunci rămâne minus 1. Și acum continuăm, punem cealaltă paranteză, y minus 10 și plus 10. Și am ajuns la forma cerută. Mergem la punctul B. Determinați valorile reale ale lui x pentru care x steluță x mai mic sau egal decât 101 supra 10. Deci haideți să scriem x steluță y, legea inițială, care este 1 pe 10 xy minus x plus y și plus 20. Și acum noi va trebui să facem x compus cu x. Asta înseamnă 1 pe 10 x ori x minus x plus x plus 20. Deci vom putea scrie x la a doua pe 10 minus 2x și plus 20. X la a doua pe 10 minus 2x plus 20 să fie mai mică sau egală decât 101 pe 10. Haideți să mulțim cu 10 și vom avea mai mic sau egal decât 101. X la a doua minus 20 și 200 minus 101 ne va da plus 99, mai mic sau egal decât 0. Haideți să scriem coeficienții. A este 1, B este minus 20 și C va fi 99. Și vom face delta, B la a doua minus 4, AC, deci avem o inecuație de gradul 2, atenție, adică minus 20 la a doua minus 4 ori 1 ori 99, deci vine 400,
minus 499 ne dă 396. Iar delta ne va da 4. X1, 2 va fi minus B plus sau minus radical din delta asupra 2A. Adică minus minus 20 plus sau minus radical din 4 supra 2 ori 1. Adică 20 plus sau minus 2 supra 2. Și acum, x1 va fi 20 plus 2 supra 2, 22 pe 2, adică 11. Și x2 va fi 20 minus 2 pe 2, adică 18 pe 2, 9. Și acum, fiind în ecuație de gradul 2, va trebui să facem un tabel. Și avem x, iar aici jos ecuația, x la 2 minus 2x plus 99, mai mică sau egal decât 0, minus infinit, plus infinit, punem cele două rădăcini, 9 și 11, 0 sub rădăcini și între rădăcini semnul contrar lui, adică minus, iar apoi același semn. Dar pentru că în ecuația noastră este mai mică sau egal decât 0, trebuie să luăm valorile unde avem minus. X aparține de la 9 la 11, interval închis. Deci noi ar trebui să determinăm valorile reale ale lui x. Deci x-ul se încadrează în acest interval 9-11 închis. Iar acum trecem la punctul C. Avem logaritm în baza 2 din 1, compus cu logaritm în baza 2 din 2, până la logaritm în baza 2 din 18 și va trebui să calculăm această valoare. Deci observăm că aici, dacă îl înlocuim pe x cu 10 sau pe y cu 10, haideți să vedem ce obținem. Deci noi vom face x compus cu 10. Vom avea 1 pe 10, x minus 10 și acum y se înlocuiește cu 10. 10 minus 10 plus 10. Acest 10 minus 10 este 0 și atunci toată partea aceasta ne va da 10. Și dacă facem 10 compus cu x, vom avea 1 pe 10 pe lângă 10 minus 10 pe lângă y minus 10 plus 10 ne dă tot 10. Și acum trebuie să găsim un logaritm în șirul acesta care să ne dea tot 10. Și noi ne gândim logaritmul în baza 2 din cât ne va da 10. Logaritmul în baza 2 din x să ne dea 10. Și atunci x va fi 2 la puterea 10, adică x-ul va fi 2 la puterea 10, vine 1024. Și atunci noi logaritmul în baza 2 din 1024 putem să scriem ca logaritmul în baza 2 din 2 la puterea 10, puterea trece în față, 10 logaritmul în baza 2 din 2, care este 1 și ne-a dat 10, așa am demonstrat. Iar în tot acest șir, care merge până la 2018, vom avea un logaritm în baza 2 din 1024. Și atunci putem scrie logaritm în baza 2 din 1 compus cu logaritm în baza 2 din 2 compus cu puncte puncte logaritm în baza 2 din 1024 compus cu puncte puncte până la logaritm în baza 2 din 2018 și vedem că acest logaritm va face 0, 10 și noi am demonstrat că orice x compus cu 10 ne dă 10. Adică logaritmul în baza 2 din 1 compus cu 10, deci prima parte ne dă 10. Și compus cu totul până la logaritmul în baza 2 din 2018 și vom avea 10 compus cu puncte, puncte, toți logaritmii până la 2018, iar ca rezultat final ne va da 10. Trecem la subiectul 3 roman. La primul punct va trebui să facem f derivat de x și să arătăm că are acea formă. F derivat de x este 2x la 3 minus 3x la 2 plus 6x minus 6 logaritm natural din x plus 1, totul derivat. Și vom avea 2 ori 3x la 2 minus 3 ori 2x plus 6 minus 6 ori. Logaritm natural din x plus 1 vine, deci ca formulă vom avea logaritm natural din u, derivat care este u derivat pe u. Iar dacă derivăm x plus 1 sus ne va da tot 1.
adică 6 ori 1, supra x plus 1. Haideți să facem calculele, vom avea 6x la 2 minus 6x plus 6 și minus 6 supra x plus 1. Adică fiecare termen se aduce la același numitor. Atenție la calcule, vom avea 6x la 2 pe lângă x plus 1 minus 6x pe lângă x plus 1 plus 6 pe lângă x plus 1 și minus 6. Și acum scriem totul supra x plus 1. Și expresia noastră va fi egal cu 6x la 3 plus 6x la 2 minus 6x la 2 minus 6x plus 6x plus 6 minus 6. Totul supra x plus 1. 6x la 3 este singur. 6x la 2 minus 6x la 2 se reduce. Minus 6x plus 6x. 6 cu 6. Și rămâne 6x la 3 supra x plus 1. Deci ceea ce trebuia să demonstrăm. La punctul B, demonstrați că valoarea minimă a funcției f este 0. Deci aici, când trebuie să aflăm valoarea minimă, atunci trebuie să egalăm pe f derivat de x cu 0. Facem punctele de extrem, facem tabelul de semne și vom vedea valoarea minimă. Mai sus am demonstrat cât este f derivat de x, care este 6x la 3 supra x plus 1 și îl egalăm cu 0. Numitorul ni se reduce, ne mai rămâne 6x la 3 egal cu 0 și de aici avem o singură soluție, x egal cu 0. Și acest x egal cu 0 le vom pune într-un tabel. Avem x, f derivat de x și f de x. Și tabelul nostru, deci funcția este definită de la minus la plus infinit. Îl punem pe 0, punem 0 și acum în stânga lui 0 semn contrar. Minus și aici plus. Funcția este descrescătoare pe intervalul unde avem minus și crescătoare pe intervalul cu plus. Și aici vom calcula f de 0 și observăm că dacă avem săgeată în jos, iar apoi urmează săgeată în sus, f de 0 este punct de minim. Și dacă f de 0 este punct de minim, putem să scriem că f de x este mai mare sau egal decât f de 0, iar apoi îl vom calcula. Hai să scriem informațiile din tabel. Pentru x aparține intervalului minus 1, 0 închis, avem că f derivat de x este mai mică sau egală decât 0 și rezultă că f de x este descrescătoare pe intervalul minus 1, 0 închis. Și mai avem un interval x aparține de la 0 închis până la plus infinit. Aici îl avem pe f de x mai mare sau egal decât 0, rezultă că f de x este crescătoare pe intervalul 0 închis plus infinit. Și de aici rezultă că f de 0 este punct de minim, adică valoarea minimă. Deci rezultă că f de x este mai mare sau egal decât f de 0, oricare ar fi x aparține de la minus 1 la plus infinit. Și acum, haideți să-l aflăm pe f de 0. Deci f de x este 2x la 3 minus 3x la 2 plus 6x minus 6 logaritm natural din x plus 1. Și acum îl facem pe f de 0, care este 2 ori 0 la 3 minus 3 ori 0 la 2 plus 6 ori 0 minus 6 ori logaritm natural din 0 plus 1. Și ne va mai rămâne 0 minus 0, deci toți termenii sunt 0. Și ne rămâne minus 6 logaritm natural din 1, care este tot 0. Deci f de 0 egal cu 0. Valoarea minimă a funcției f. Și am aflat valoarea minimă a funcției. La punctul C, va trebui să calculăm limită când x tinde la 0 din radical din f de x supra x. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci noi trebuie să calculăm că limită când x tinde la 0 din radical din f de x supra x. Dar cel mai ușor este să aflăm
Deci dacă nu am fi avut radicalul, înseamnă că fracția noastră ar fi arătat în felul următor. F de x supra x la puterea 2. Da? Pentru că dacă ridicăm toată această fracție la puterea 2, atunci ne dă f de x supra x la a 2. Și este mult mai ușor să aflăm limita. Pentru că noi vom face limită când x tinde la 0. F de 0, noi am observat sus, la punctul B, că f de 0 este 0. Și avem cazul 0 supra 0. Și aplicăm L'Hôpital. Derivăm sus și derivăm jos. Și vom avea f derivat de x supra 2x. Iar f derivat de x, limită când x tinde la 0, f derivat de x este 6x la 3 supra x plus 1, totuși supra 2x. Iar acum această funcție, această fracție o vom putea scrie ca 6x la 3 supra x plus 1 ori 1 supra 2x. Se simplifică 2 cu 6, ne rămâne 3, x cu x la a doua, sus ne rămâne 2, și avem limită când x tinde la 0 din. Ne-a mai rămas 3x la a doua supra x plus 1. Mai aplicăm încă o dată L'Hôpital, derivăm sus și derivăm jos și vom avea limită când x tinde la 0 din 6x supra 1, care ne dă simplu limită când x tinde la 0 din 6x, înlocuim pe x cu 0 și limita ne-a dat 0. Și acum această limită noastră limită când x tinde la 0 din radical din f de x supra. Dacă vom scoate radical, vom avea modul de x și ne va da 0. Deci limita cerută este 0. Și trecem la subiectul 2, ultimul subiect. Va trebui să arătăm la punctul A că integrală de la 0 la 1 din f de x ori e la minus x dx ne va da 11 supra 6. Haideți în această integrală să-l înlocuim pe f de x. F de x este x la a doua plus x plus 1 ori e la x. Și continuăm cu o ori e la minus x dx. Și acum observăm că, deci noi dacă facem această înmulțire, e la x ori e la minus x, avem aceeași bază, deci puterile se adună. În cazul acesta va fi x minus x, că avem un minus în față, vine e la 0, care este 1. Deci nouă ne va mai rămâne doar paranteza, integrală de la 0 la 1 din x la 2 plus x plus 1, totul dx. Este o integrală simplă pe care putem să o rezolvăm. Despărțim în trei integrale, integrală de la 0 la 1 din x la 2 de x, plus integrală din x de x și plus integrală din dx. Și vom obține x la 3 supra 3, 0, 1, plus x la 2 supra 2 și plus x. Va trebui să înlocuim capetele și vom avea 1 la 3 este 3 pe 3, cu 0 nu mai înlocuim că este 0, plus 1 pe 2 și plus 1. Aducem la același numitor, numitorul comun este 6, prima fracție amplificăm cu 2, apoi cu 3 și apoi cu 6. Și vom avea 2 plus 3 plus 6 supra 6. Și am obținut 11 supra 6, ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul A. La punctul B, demonstrați că orice primitivă a funcției f are exact două puncte de inflexiune. Punctele de inflexiune sunt rezultatele lui f derivat de 2 ori de x, rădăcinile lui f derivat de 2 ori de x egalat cu 0. Și noi putem scrie că f mare este o primitivă a funcției f. Și de aici rezultă că f mare derivat de x este egal cu f de x. Și noi va trebui să facem f derivat de 2 ori de x, care este egal cu f derivat odată de x, ca să aflăm aceste puncte de inflexiune. Și acum, f derivat odată de x, haideți să scriem legea inițială, funcția inițială, x la a doua plus x plus 1, ori e la x, totul derivat. Aici observăm că avem un produs și vom deriva
K și produs F or G, adică F derivat or G plus F or G derivat. Și haideți să vedem ce obținem. Obținem X la a doua plus X plus 1 derivat ori E la X plus X la a doua plus X plus 1 ori E la X. Totul derivat. Și avem 2X plus 1 ori E la X și acum urmează plus X la a doua plus X plus 1 și E la X derivat ne dă tot E la X. Acum observăm că putem să-l dăm factor comun pe E la X și vom avea 2X plus 1 plus X la a doua plus X plus 1. Haideți să ordonăm. Vom avea E la X pe lângă X la a doua plus 2X plus X va fi plus 3X și plus 1 plus 1 plus 2. Acum, după ce am aflat rădăcinile, vom face tabelul de semne. Aici avem X. Noi am zis că F mare derivat de 2 ori de X este egal cu X. Punem F mare derivat de X și F de X. Funcția este definită pe R cu valori în R, deci merge de la minus infinit până la plus infinit. Vom pune cele două rădăcini în ordine, minus 2, minus 1, 0, 0. Între rădăcini, semn contrar lui A, adică lui X-ul la a doua, deci avem minus, iar apoi plus. Și aici vom face F de minus 2 și F de minus 1. Și pe intervalul minus infinit minus 2, funcția este convexă, apoi vine concavă, unde avem minus, și convexă din nou, pe intervalul minus 1 plus infinit. Deci de aici putem scrie că x aparține de la minus infinit la minus 2 închis, f mare derivat de 2 ori este mai mare decât 0, pentru x aparține de la minus 2 la minus 1, f mare derivat de x este mai mic decât 0 și pentru x aparține de la minus 1 la plus infinit, f mare derivat de 2 ori de x este mai mare decât 0. Și aici, f mare este convexă, aici f mare este concavă și în ultima situație f mare este nu convexă și rezultă că funcția are două puncte de inflexiune. Deci de aici rezultă că F are fix două puncte de inflexiune, care sunt F de minus 2 și F de minus 1. Și la punctul C va trebui să arătăm că limită când T tinde la 0 din 1 supra T, integrală de la 0 la T, din f de x dx ne va da 1. Haideți să facem prima dată integrală de la 0 la T din f de x dx. Păi noi o puteam scrie ca fiind f mare dx de la 0 la T. Pentru că f mare este o primitivă a funcției f mic. Și atunci putem să scriem că este egal cu f de t minus f de 0. Și atunci limita noastră, limită când x, când t tinde la 0, din integrala aceasta, în loc de această integrală, vom pune sus f de t minus f de 0 și mai avem acest 1 supra t, care vom pune totul supra t. Și acum, această, deja că vom face, vom înlocui pe t cu 0, vom avea cazul 0 pe 0, și vom aplica L'Hôpital. Și vom avea limită, adică derivăm jos, derivăm sus și derivăm jos. Limită când t tinde la 0 din sus, ne mai rămâne doar f derivat de t, totul supra 1. Pentru că f de 0 derivat este 0. Și atunci ne rămâne limită, când t tinde la 0 din f mare de t. Dar noi știm că f derivat de t este egal cu f de t. Și atunci scriem că limită când t
tinde la 0 din f de f mic de t. Și asta înseamnă că scriem limită când x, când limită când t tinde la 0 din funcția f de x, o scriem în t acum inițială, t la a doua plus t plus 1 ori e la t. Îl înlocuim pe t cu 0 și vom avea 0 plus 0 plus 1, 1 ori e la 0, care este tot 1, și am demonstrat că ne-a dat 1.